SNH va deveni istorie. Societatea Națională a Huilei Petroșani va deveni istorie după ce aceasta va fuziona cu complexul energetic Hunedoara. Acest lucru se va întâmpla abia după aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale societăților. Niciuna din societățile Huilei din Valea Jiului nu au bugetele aprobate de guvern, deși suntem în luna mai. Astăzi am purtat discuții la minister pentru transmiterea ultimei faze a BVC-ului și sunt discuții pentru corelarea bugetelor între SNH și Complexul Energetic Hunedoara. Ce va aduce nou acest buget? V-am spus, repet, va aduce o situație stabilă pe două luni, urmând ca de la 1 iulie să avem buget comun pe Complexul Energetic Hunedoara prin unificarea celor două bugete. Nici cei de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului nu au bugetul aprobat, iar aici situația este dramatică. Cât privește bugetul de venituri și cheltuieli la FN Societății Naționale de Închideri Mine pentru anul 2013, pot să vă spun în momentul de față că el a trecut cu aviz favorabil din partea Ministerului Muncii în data de 25.04, în momentul de față aflându-se în verificări la Ministerul de Finanțe. Posibil ca la sfârșitul acestei luni deja să fim în posesia bugetului, drept pentru care ne-ar ușura cu mult activitatea pentru acest an. Activitatea la societățile Huilei din Valea Jiului este mult încetinită din cauza acestor hotărâri de guvern care întârzie să apară.